Poetul vagabond al veacului al XV-lea știa despre fiecare, știa după chip ori și ce neam, știa că de moarte nu-i scăpare, știa tot, de sine habar n-avea. Medicul englez ne-a explicat pentru prima dată cum circulă sângele în organism. Situarea lui în tabăra regalistă a lui Carol I în timpul războiului civil a făcut ca armatele lui Cromwell să-i distrugă casa împreună cu majoritatea notițelor științifice. Cel mai dezvoltat simț al francezului a fost cu siguranță gustul. Pe lângă fiziologia gustului a lăsat posterității și câteva vise despre sfârșitul lumii în care Descartes și Kant nu erau prea bine văzuți. Cancelarul de fier al Germaniei era și el un gurmand. Întâmplător a comparat cârnații cu legile. Ca să-ți placă ambele, nu trebuie să știi cum se fac. Cărturarul moldovean ne-a lăsat o impresionantă colecție de documente în 26 de volume, traduse din arhivele otomane, intitulate generic Uricariul. Uricul era un act ce dovedea proprietatea asupra unei moșii. Și mai are un merit în cultura românească prin publicarea în ziarul Ieșean Buciumul Român, pentru prima dată, a Țiganiadei lui Ion Budai de Leanu. Luptător pentru drepturile românilor din Basarabia, a trăit și Măreția Unirii de la 1918, dar și drama cedării din 1940. A fost arestat de comuniști în noaptea de 4 mai 1950, nemai văzându-și familia. Bătrân și bolnav, s-a stins la Sighet după mai puțin de 4 ani. A fost proroc pe drumul din pustie când zilele mureau nemângâiete, a fost proroc izvor de apă vie, toți l-am băut de friguri și de sete. S-a băgat și în politică, dar nu i-a ieșit prea bine, e drept și vremurile erau tulburi înainte de războiul al doilea. Fiul marelui filolog Alexandru Filipide s-a născut la Iași, unii îl consideră cel mai mare poet din literatura română contemporană. El ar fi vrut să moară de două ori, după întâia moarte să se scoale o clipă și să se bucure că a murit. La 337 de ani distanță de adoptarea acestui calendar în apus, am introdus și noi regula anilor bisecți. Se adunase între timp o diferență de 13 zile față de anul 45 de la reforma iuliană a calendarului. Biserica Ortodoxă a avut nevoie de încă 5 ani pentru a ține pasul cu vremea, adoptându-l în 1924. Romancierul ceh stabilit în Franța a scris Gluma înainte de 1968, când tancurile sovietice au invadat Praga, apoi a descoperit că viața e în altă parte. Despre cea mai cunoscută carte a sa, Insuportabila ușurătatea ființei, spunea că e cea mai proastă. S-a apucat de balet în 1953 după moartea lui Stalin. Vârful carierei în televiziune l-a avut în anii 70 prin colaborarea cu Bocăneț. A prestat într-un spectacol televizat pentru Valeriu Lazarov, despre care a înțeles mai târziu că l-a ajutat pe celebrul regizor să ajungă în Spania. A ales și el exilul în 1987, revenind acasă după 90. Site-ul personal, faimosul portar care a apărat 4 penaltiuri într-un singur meci și ce meci, spune că s-a născut pe 2 aprilie, însă moașa sa de la țară a declarat că s-a născut pe 1. Așa spune Duc Adam, că a rămas toată viața păcăliciul prietenilor. Victorul Gălățean și-a terminat studiile artistice la Iași în 1902, după care timp de 6 ani s-a specializat la Paris. La revenirea în țară s-a implicat activ în înființarea Sindicatului Artiștilor, apoi în conducerea Academiei de Arte din București. Academia l-a primit în rândurile sale în 1956. Înzestrat cu o fizionomie expresivă, cu darul simplității, cu farmecul vorbirii și cu cel al sfătoșeniei, actorul născut la Santa Mare Botoșani a interpretat personaje din popor, cărora le-a dăruit deopotrivă omenie, căldură și un umor hâtru. A împodobit Universitatea Ieșeană cu celebrele fresce din Sala Pașilor Pierduți înainte de a împlini 40 de ani. Legătura cu Iașiul a fost mult mai profundă pentru pictorul născut la Dobriceni Olt, de vreme ce îi plăcea să glumească spunând că e moldovean de origine oltean. Originea acestei zile pare să aibă legătură cu același calendar gregorian, când s-a hotărât ca anul nou să înceapă la 1 ianuarie față de 1 aprilie, cum era inițial. Oricum ar fi, Mark Twain spunea că în această zi, noi oamenii ne amintim cum suntem de fapt în celelalte 364 de zile ale anului. Adică glumeți, nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.